Domnul primar ne-a mințit în ultima perioadă de timp și, practic, dacă mai mințim cu noastră cu acest bilanț, n-ar fi niciun moment deosebit. V-am pus la dispoziție o hotărâre a Tribunalului Mehedinți cu privire la o decizie a Consiliului Local Drobeta Turnu Săvene de eliminare a apei de ploaie din facturile cetățenilor. Această măsură pe care domnul primar a catalogat-o drept ilegală de-a lungul timpului, în toată dezbaterea noastră publică, în conștiințele de Consiliul Local, în conferințele de presă, s-a dovedit a fi consfințită de Tribunalul Mehedinți pe o speță similară. Diferența a fost că acolo, atât Consiliul Local, de fapt, deci când doar de Consiliul Local, Consiliul Local a fost de acord și a votat proiectul de eliminare a apei de ploaie din facturile cetățenilor. Proiect pe care noi l-am propus, cred că de vreo 6-7 ori, deja în Consiliul Local, proiect care a fost susținut de peste 15.000 de brăileni care au semnat pentru inițierea acestui proiect și a fost o inițiativă cetățenească în Consiliul Local. Toate aceste proiecte au fost respinse prin votul PSD la inițiativa primarului Dragomir. Deci, practic, primarul Dragomir a votat, a determinat consilierii să voteze împotriva eliminării apei de ploaie, pe motiv că nu este legală această măsură. Consiliul Local Drobeta Turnu Severin a validat această măsură. Societatea lor de distribuție, de furnizare a apei potabile, se numește SECOM SA. Această societate a contestat în instanță hotărârea de Consiliu prin care a fost eliminată apa de ploaie, iar pe 15 decembrie 2017 a fost emisă hotărârea în dosarul 3026, prin care a rămas valabilă hotărârea de Consiliu. Practic, hotărârea de Consiliu, Drobeta Turnu Severin, acum, în instanță, pe legislația actuală, fără niciun fel de modificare, produce efecte, iar locuitorii acestui municipiu nu vor mai plăti apa de ploaie. Mă întreb dacă este posibil ca o instanță judecătorească la nivel de tribunal sau oricare ar fi ea, poate să valideze o măsură ilegală? Nu. Cred că domnul primar este într-o gravă eroare, sau dacă nu este într-o eroare, înseamnă că ne minte flagrant, că spune că este ilegal să eliminăm apa de ploaie. Este legal. Drept urmare, noi vom face demersurile pentru a iniția încă o dată proiectul de hotărâre de eliminare a apei de ploaie, acum, pentru că avem o hotărâre judecătorească care validează o astfel de inițiativă într-un consiliu local municipal. Identic aceeași situație ca la Brăila. Eu înțeleg că domnul primar încearcă să acopere pe domnul Manuel. Domnul primar încearcă să sprijine toată Caracatița formată în jurul cu Dunărea. Încearcă să protejeze toate societățile care sifonează bani acolo. Pe toți oamenii care încasează diferite sume de bani pe nedrept de la această societate și care este căpușată astăzi de membrii PSD, direct sau indirect, prin depuși. Dar acest lucru nu poate să mai continue în detrimentul cetățenilor municipiului Brăila. Mai mult decât atât, inițiativa parlamentarilor de Brăila, PNL, a trecut la Senat și acum a mers la Camera Deputaților pentru eliminarea apei de ploaie prin lege. Prin lege. Deci pentru domnul primar Dragomir trebuie dată o lege specială ca să înțeleagă că este posibil să facem ceva în Brăila. Deci pentru domnul Dragomir trebuie o lege pentru fiecare proiect pe care PNL-ul îl propune ca să înțeleagă că este legal și este posibil să se întâmple ceea ce noi propunem.